Este interesant că oamenii care pretind că au darurile astea revelatoare sunt cei mai, printre cei mai eretici oameni care există pe planetă. Cele mai multe erezii vin din mișcările care cred că darurile miraculoase continuă. Cele mai multe mișcări, așa cum am văzut în studiul nostru pe evanghelizare, cele mai multe mișcări eretice au pretins că s-a ridicat cineva între ei care are revelație proaspătă de la Dumnezeu. Cele mai multe erezii și cele mai mari erezii vin în mișcările în care oamenii pretind că au o nouă revărsare, un nou val. Nu știm câte valuri o să mai fie. Un nou val de revărsare a Duhului Sfânt. Un nou val de revărsare a darurilor de revelație. Și ăsta-s cei mai eretici. N-a găsit Duhul Sfânt chiar nicio altă comunitate în care să dea darurile lui și binecuvântările lui decât în comunitățile în care să promovează asemenea erezii despre persoana Domnului Iisus Hristos, despre mântuire, despre lucrurile viitoare. N-a găsit Duhul Sfânt alte comunități și practic ni se arată că lucrurile stau așa cum ne spune de fapt Sfânta Scriptură. Cum ne spune Sfânta Scriptură.